Bun găsit, dragi copii! Nu-i așa că doriți să mai auziți și alte povestiri din istorie? Pentru astăzi v-am pregătit o poveste cu un stup de albine. După acel Dragoș Voievod, care a ucis bourul și a alungat pe tătarii cei prădalnici, la conducerea Moldovei s-a ridicat un alt voievod numit Bogdan. El avea mare dorință să zidească o țară, case, hanuri și alte clădiri mari și frumoase, să sporească numărul satelor și al orașelor. Sfătuia oamenii să cultive cât mai bine ugoarele, ca să dea roadă bogată și tot omul să trăiască îmbelșugat. Dar iată că Han Tătarul a trimis pe fratele său Mârza în solie la Bogdan vodă. Acesta s-a înfățișat și a grăit cu trufie: fratele meu Hanul este stăpânul lumii. Supune-i-te fără cârtire și dă-i tot ce-ți cere. Harabale cu grâne, turme de oi, cirezi de vite, sute de robi, mii de putin cu miere și ceară. Bogdan Voievod l-a privit cu mirare și mâhnire și a întrebat: cu ce drept avea Han Tătarul să ne robească și să ne fure hrana? Cu dreptul celui mai tare. Dacă nu te supui, dacă nu dai, te luăm rob și pe tine, iar țara ți-o purjolim cu totul. Nu te temi că noi ne vom împotrivi și că vom răpune? Noi, stăpânii lumii, să ne temem de un popor mic al vostru? A zâmbit Bogdan Voievod. Ai cerut să vă dăm și miere? Da, am cerut, a răcnit tătarul. Dar voi știți cine adună mierea din flori? Cum să nu știm? Dar nouă nu ne place să muncim, să îngrijim stupii. Ne place numai mierea, că-i dulce. Bogdan Voievod s-a uitat lung la acel tătar îngânfat și a zis cu blândețe, dar și cu hotărâre: albinele nu știu numai să adune miere din flori, ci știu să-și apere și stupul de trântori și de prădători. Nu te cred, s-a grozăvit prințul tătar. Atunci hai în prisacă să te încredințezi. Au mers în prisacă din fața casei voievodului. Mârza nu prea avea chef de pilde, dar deocamdată, sol fiind, trebuia să se poarte cum îi cerea gazda. În prisacă, Bogdan Voievod a cerut prisăcarului să ridice un stup sub care se afla un șoarece mort, învelit în ceară ca într-un giulgiu. Vezi, hanule? A grăit Bogdan. Șoarecele acesta e de sute de ori mai mare decât o albină. A venit cu semeție, ca un tâlhar, să șterpelească mierea din stup și să se giftuiască cu dulceața ei. Albinele, deși micuțe, nu s-au înfricoșat. S-au unit între ele și au tăbărât asupra hoțului. L-au înțepat cu acele lor și au vârât în el atâta venin încât l-au ucis. Iar acum, ca să nu miroase a hoit și să otrăvească stupul, l-au acoperit cu un strat de ceară. Vezi? Da, văd, a mormăit Mârza tătarul. Dacă vezi, află că noi am învățat de la albinele să ne apărăm țara de hoți. Spune, rogu-te, fratelui tău, Han Tătarul, pilda aceasta. Și dacă va mai avea poftă să vină asupra, să vină. Îl vom îmbrăca în giulgiu ca pe șoarecele din stup. Fratele Hanului a plecat privirile în jos, a tăcut și a plecat. Și Hanul a mai năvălit în țară? Cât a domnit Bogdan Voievod? Nu. Vă aștept și săptămâna viitoare cu o nouă poveste la Căsuța cu Povești.